Tema: caracteristica mecanică a motorului de curent continuu excitație serie. Va cuprinde subpunctele: teoria despre caracteristica mecanică, experimentul pentru ridicarea caracteristicii și trasarea graficului caracteristicii. Caracteristica mecanică a motorului de curent continuu cu excitație serie. Orice caracteristică mecanică înseamnă modul cum variază turația în funcție de încărcare, în funcție de cuplu. Această ecuație se poate determina din ecuațiile motorului. Motorul de curent continuu cu excitație serie, a cărei schemă e reprezentată în figura 1, are înfășurarea rotorică și cu cea de excitație legate în serie. Tensiunea la borne este egal cu tensiunea electromotoare plus căderea de tensiune pe motor, în care rezistența R e rezistența rotorului plus a înfășurării de excitație. Tensiunea electromotoare indusă este proporțională cu fluxul și turația. Cuplul electromagnetic produs este proporțional cu fluxul și intensitatea. Din aceste trei ecuații se deduce relația turației, relația 4. La motorul de curent continuu, dacă se face abstracție de saturația magnetică care intervine la un moment dat, pe această curbă din figura 2, unde a fost reprezentată curba de magnetizare a miezului, care reprezintă variația fluxului în funcție de curentul de excitație, se vede că avem o porțiune de proporționalitate, după care intervine saturația magnetică. Adică curentul de excitație crește și fluxul practic crește foarte, foarte puțin. Dacă funcționăm pe această porțiune de proporționalitate, atunci între flux și intensitate se poate scrie relația că fluxul egal cu o constantă ori intensitatea curentului. Acest flux, dacă îl înlocuim în relația 4 și despărțim în doi termeni, obținem relația 6, relația turației. Din relațiile 3 și 5, în relația 3 iarăși s-a înlocuit fluxul și se obține această relație a cuplului care depinde de pătratul curentului, exprimând curentul, se obține că curentul depinde de radical de ordinul 2 din cuplu. Înlocuind această relație 7 în relația aceasta, ci în loc de intensitate, punând K prim radical din N, obținem o altă relație a turației, în care la numitorul termenului întâi apare radical din M. Deoarece tensiunea de alimentare este constantă și în circuitul rotoric nu există nicio rezistență suplimentară, atunci aceste două relații, 6 și 8, deoarece toate mărimile acestea, U, K, care e o constantă, C, o altă constantă, termenul 2 este o constantă, se pot scrie aceste relații sub formă: turația egal cu o constantă supra intensitatea curentului minus o altă constantă, sau, în funcție de cuplu, constantă supra radical din M minus o constantă. Aceste relații reprezintă caracteristica mecanică naturală a motorului în funcție turația, în funcție de curent, respectiv în funcție de cuplu. De ce îi zice naturală? Pentru că se lucrează cu tensiune nominală și fără rezistență în circuitul rotoric.
Se constată din aceste două relații că între turație și intensitate, între turație și cuplu, există o variație invers proporțională, care geometric se reprezintă printr-o curbă de formă hiperbolică, figura 2, figura 3. Din analiza acestei relații și a curbei, se constată că la mersul în gol, turația este foarte mare. Nu se poate preciza cât este această turație de mers în gol și ea devine foarte periculoasă pentru motor, putând duce la distrugerea lui. De aceea, la motoarele de curent continuu excitație serie, trebuie să fie încărcate la pornire cu cel puțin un sfert din sarcina nominală. Tot din caracteristică se mai poate constata că la încărcări mari, cupluri mari, turația este mică. La încărcări mici, turația este mare. Că la variații mari de cuplu, corespund variații mari de turație. O astfel de caracteristică este o caracteristică suplă sau moale. Față de caracteristica motorului cu excitație derivație și separată, care era o caracteristică rigidă, pentru că la variații mari de cuplu corespundeau variații mici de turație. Acest tip de caracteristică este necesară la motoarele care acționează în mijloacele de transport, tramvaie, troleibuze, locomotive electrice și altele. Voi face 4 încercări, odată cu motorul în gol, având la ax numai un tahogenerator, apoi la ax o volantă, apoi în loc de volantă o mașină electrică și a patra încercare, volantă plus mașină electrică. În fiecare caz am să notez turația și curentul. Această caracteristică se va ridica în condițiile tensiunii la borne constante și în circuitul rotoric nu se introduce nicio rezistență. Urmează partea experimentală. Aceasta este mașina de curent continuu pentru care voi ridica caracteristica mecanică ca motor cu excitație serie. Înfășurarea rotorică este notată A1-A2. Excitația serie notate cu D și excitația derivație notată cu E. Deci am să folosesc înfășurarea rotorică în serie cu excitația serie notată cu D. Caracteristicile acestui motor sunt notate pe această tabliță. Tensiunea lui nominală este 200 de volți, turație 3000 de rotații pe minut, curentul rotoric 1,7 amperi și curentul de excitație este de 0,19 amperi. Puterea 250 de W. O prima încercare va fi cu motorul în gol. I-am cuplat la ax tahogeneratorul, care debitează tensiunea care este în funcție de turație unui turometru. Turația maximă 3000 de rotații. Sursa de alimentare, bornele înfășurării rotorului, rotorul în serie cu înfășurarea de excitație serie, cele notate cu D,
am să măsor curentul luat de motor. Deci îmi trebuie un ampermetru. Am să-l pun pe un amper. Înapoi la sursă. Și am să mai măsor și tensiunea la bornele motorului. 250 de volt domeniu. Am să cresc tensiunea începând de la 0 volți. Am cuplat sursa de tensiune. Cresc tensiunea până când turația ajunge la 3000. De rotații la o tensiune de 55 de volți. Curentul este 0,82 de amperi. Dacă cresc tensiunea, turația crește foarte mult. Acest tip de motor nu are o turație de mers în gol bine precizată. Cel cu excitație derivație atinge această turație de 3000 la tensiunea lui nominală de 200 de volți. Deci cel excitație serie la 55 de volți a ajuns la 3000 de rotații. În continuare am să-i adaug o sarcină pe ax. Am notat datele la mers în gol, 3000 de rotații și curentul a fost 0,82 de amperi, tensiunea 55 de volți. Am adăugat la axul motorului o altă mașină pe care trebuie să o învârtă acest motor de curent continuu. În condițiile în care tensiunea va rămâne 55 de volți, vom constata turația și curentul. Am pornit sursa. Cresc tensiunea până la 55 de volți. Turația 2000 de rotații, iar curentul este de 1,3 amperi. Aici el este pus acum pe domeniul de 5 amperi, 1,3 amperi. Am trecut datele în tabel, 2000 de rotații, curentul 1,3 amperi, tensiunea a rămas tot 55 de volți. Voi adăuga o altă sarcină. Mai bine spus, am adăugat o altă sarcină. În loc de acel motor, va învârti o volantă. Să vedem în cazul acesta, la tensiunea de 55 de volți, cât este turația și curentul absorbit. Am pornit sursa de tensiune. Cresc tensiunea până la 55 de volți. În acest caz,
turația este de 2600 de rotații, iar curentul este de 1 amper. Datele pentru încercarea anterioară cu volant au fost 260 rotații pe minut la 1 amper, tensiune 55 de volți. O ultimă încercare în care la ax este și volanta și mașina. Trebuie să le ducă pe amândouă să vedem în acest caz cât este curentul și turația la 55 de volți. Am pornit sursa. Cinci de volți. Turația este 1700, iar curentul este de 1,4 amper. 1700, 1,4 amper. Am să cresc acum tensiunea. Curentul maxim admis este 1,7. Am ajuns la 3000 de turații la o tensiune de 90 de volți. Dacă aș fi pornit în gol la 90 de volți, turația ar fi fost mult, mult mai mare, de 3000 de rotații. Trasarea caracteristicii turație funcție de intensitate. Axa curentului, axa turației. Am făcut 4 încercări pentru 4 curenți, și anume curent 0,82 de amper, turația a fost 3000, 1 amper, 2600 turația, 1,3 amper, 2000 turația, 1,4 amper, 1700 turația. Am figurat cele 4 puncte A, B, C, D. Unindu-le, am o porțiune din caracteristica mecanică a acestui motor serie. Prelungind caracteristica, linia punctată în stânga și în dreapta, se constată că la cupluri, respectiv curenți de încărcare mici, turația este foarte mare, teoretic ea tinde la infinit, motorul serie nu are turație de mers în gol bine precizată și la mers în gol el se poate autodistruge. La încărcări mari, turațiile obținute sunt mici. O astfel de caracteristică, în care la variații mari de încărcare, aici a fost o variație de 0,6 amperi, se obțin variații mari de turații,
Variația de turație a fost 1300 de rotații. Deci o astfel de caracteristică se numește caracteristică suplă sau moale. Acest tip de caracteristică este necesară la mijloacele de transport.